Bună seara, dragi prieteni! Începem emisiunea noastră din această seară, prima din săptămâna în curs, vorbind despre atletism. Suntem, dacă o să vedeți imediat, la ștafetă, 4x400 de metri, pentru că invitații noștri sunt toți în această seară din această lume frumoasă și atât de apreciată a atletismului. Să trec însă repede la prezentarea celor care sunt în platou aici și spunem că facem o ștafetă poate redutabilă. Ne spune asta antrenorul Vlad Calfa de la CSO Voluntari. Bine ai venit, Vlad! Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Așadar, vorbeam de ștafetă, antrenorul îl avem, eu mă bag și eu aici să alerg câteva ture de stadion, însă protagoniștii principali sunt invitații noștri din această după-amiază, doi tineri alergători de la CSU Voluntari, care au argumente serioase pentru a spera, dragi prieteni, la performanță. Așadar, Denis Toma, bine ai venit, Denis, la Metropola TV. Mulțumim că ne-ați primit. Suntem bucuroși să vedem un campion ca și tine aici. Evident că la același nivel este și invitatul nostru, Sorin Voina. Te salut, Sorin, bine ai venit! Bună seara, vă salut, mulțumim pentru invitație! Ne bucurăm că sunteți aici. Vlad, dacă îmi dai voie, na, antrenorul, lăsăm la urmă puțin acum, pentru că aș trece în primele minute ale emisiunii noastre la cei doi invitați, la cei doi alergători care cu siguranță ne vor încânta cu rezultatele lor peste ani și acum au ceva de spus. Așadar, Denis, am înțeles că tu ai început cu fotbalul. Până la urmă. Da, pe la vârsta de 8 ani am început să joc fotbal pentru PC Voluntari. Am făcut mai multe sporturi, am încercat și ping-pongul, dar viața m-a dus la atletism, după cum se vede. Pe la vârsta de 15 ani jumate, cam așa, făceam fotbal, dar și atletism. În același timp, foarte decis așa, în da, veneam să fac pregătire pentru fotbal, pentru a fi mai bun la fotbal, pe viteză. Eu aveam viteză, dar nu plăcea să alerg în plus. Cu mingea știai așa puțin? Cu mingea? Știam și cu mingea, da, da. Și cum să zic, am avut mai multe probleme și la fotbal. Accidentări? Da, accidentări, mă loveam. Te-au speriat asta, băi, da, stai puțin, că aici da, nu e bine aici. Mergem la și am decis să rămân pe atletism. Dar culmea este, stimați privitori, că și celălalt invitat al nostru, tot așa un alergător de viitor de la CSU Voluntari, a început, inevitabil, tot cu fotbalul. E adevărat, Sorin? Este adevărat. După cum spunea și colegul meu, Denis, am fost în aceeași grupă, tot pe la vârsta de 8 ani m-am apucat și eu, tot la PC Voluntari. Și tot, cum a spus și el, am început, am văzut atletismul, ne-a atras mult, s-a construit și sala chiar atunci. Argumente serioase pentru a trece la atletism. Da, tot. Pentru pregătire fizică, mai mult am făcut puțin și în paralel, doar că atletismul m-a atras mai mult. Deci iată că pe colegul tău, pe Denis, l-au speriat puțin accidentările. Tu, cât ai jucat fotbal, ai avut parte de așa ceva? Nu prea am avut. Am fost norocos. Așadar, cei doi tineri sportivi de la CSU Voluntari, care au rezultate foarte bune, le vom cunoaște împreună în perioada imediat următoare, au ajuns, dragi prieteni, pe mâna antrenorului Vlad Calfa. De când ai preluat pe cei doi alergători, Vlad, care a fost, știu eu, și traseul tău până când ai ajuns aici, acești sportivi promițători au intrat pe mâna ta? Eu am plecat ca antrenor de la Făgăraș, apoi ulterior am venit la Voluntari. Am început acum 4 ani și 2 luni, 4 ani și 3 luni să încep colaborarea cu CSU Voluntari. Deja am format grupele de copii. Pot spune că în sala Gabriela Sabo veneau foarte mulți copii, volumul era mare. Fluctuația era foarte mare, ținând cont că acolo sunt niște condiții extraordinare. Sala fiind nou-nouță, având infrastructură, reușeam să ne ținem antrenamentele în condiții foarte bune. Vlad, spuneai de numele sălii, legendara, nu Gabriela Sabo, să conteze pentru tinerii copii care vin la sport, aici cazul nostru, la atletism, și numele pe care, iată, campionul a dat sălii și să te atragă așa și acest aspect? Da, foarte mult. A fost și eu consider că este în continuare cea mai bună atletă a lumii. Eu tot timpul am zis că dacă ar exista un Oscar în sport, cred că și dumneai și domnul Jolt, antrenorul doamnei Gabriela, l-ar fi primit cu siguranță. Așadar, ne întoarcem la cei doi competitori. Denis, ce probă practici tu? Eu practic probele de 200 de metri, 400 de metri și 400 de metri, ștafetă. Deci pe aici ne împărtim, 200, da, 400, da. Ștafetă, nu ne ducem la probe de-astea mai lungi, 1500, chestii de genul ăsta. Îmi place mai mult viteza mie. Să termină repede, cursa, medalia și gata, am plecat acasă, nu? Da. Celălalt, Sorin, tu ce probe practici? 400 de metri, 4x400 de metri ștafetă și săritura în lungime. Băi, dar voi la pachet, adică la pachet ați spus la fotbal. 400 amândoi, ștafeta amândoi, ce se întâmplă? Nu? V-ați acomodat așa foarte bine, nu fără doar și poate. Da. Vlad, probe de viteză. De ce invitații noștri au ales această probă? Evident că au calități pentru asta, nu? Calități pe care le vede antrenorul. Cine altul, nu? Da, bineînțeles. Ei au fost foarte buni pe partea asta, pe viteză.
Sorin, bine, noi zicem Zeca, ăsta e pseudonimul lui. Da? De unde vine? Iar m-a dat la fotbal. Da. Și el a avut și o detentă foarte bună, de-aia a mers spre, și spre săritori. Dar eu îl consider un poliatlet. Orice probă face, se descurcă foarte bine. Da, iată, Vlad, ne spuneai de poliatlet. Totuși, la un moment dat, foarte probabil, un viitor performer, trebuie să se oprească la una din disciplinele astea, probabil, că nu poți merge pe o perioadă foarte, foarte lungă, așa în paralel, da. Nu? Da, când vine momentul ăsta, Vlad Calfa? Trebuie să te oprești la un moment dat, fiindcă te specializezi, după care țintești spre competiții internaționale. Ca să te duci la un campionat balcanic, european, mondial, trebuie să stăpânești foarte bine proba pe care o practici. Este foarte greu să te împarți între probe, ținând cont că la o competiție internațională sunt calificări, sunt serii, sunt semifinale, sunt finale și este foarte greu să duci multe probe într-o competiție. Și atunci trebuie să te axezi. Nivel înalt. Să da. Vorbim de nivel da. Înalt de performanță. Nu? Și la noi se practică. Chiar anul ăsta am văzut că competițiile pe calendarul național au început să aibă calificări, semifinale și finală. Da, Denis, tu împreună cu celălalt invitat al nostru, cu Sorin, ați fost de curând la Balcaniadă, de unde v-ați întors, așa cum ne așteptam, evident, nu? Cu medalii. Cum a fost concursul, cum a fost Balcaniada, Denis? În primul rând a fost un drum greu, am fost cu autocarul, dar am dormit în Severin o noapte, apoi am plecat iar la drum. A fost o competiție grea, știam că o să fiu în primii trei. De unde știai? După cum te-ai antrenat, așa? Da, m-am antrenat foarte mult și deja cunoșteam adversarii, știam cu cine concurez. Anul trecut am ieșit pe locul 1, tot la campionatul balcanic de sală. Și cum atunci locul 1 și acum locul 3? Denis, se poate? Da. Ce se întâmplă, Vlad? Dă-o încolo de treabă. Timpul a fost mult mai bun și chestia este că băiatul pe care l-am bătut anul trecut din Turcia... Da? Acum a bătut el pe mine. Și la revanșa. Dar vine revanșa. Momentul, nu o lăsăm așa, nu? Da, poate, dar da. Și poate. Da, sincer, nu m-aș da să fac recordul național. Vechiul record era de 48-55 de sutimi din 2002. Iar eu l-am bătut acum, am scos 48-19 sutimi. Adică cât de mult înseamnă, da. Dar o să ne spună Vlad, aceste amănunte mici care fac diferența dintre sportivul care dorește să ajungă la performanță și cel care realmente ajunge acolo. Sorin, ce ai făcut-o la Balcaniadă? Că dacă Denis a fost la nivel înalt, evident că și tu trebuia să fii la fel. Da, în proba de 4-400 de metri ștafetă am cucerit medalia de aur și am făcut un nou record național. Deci foarte simplu așa, ne-am dus, ne-am făcut treaba, record, da. Medalie. Am plecat setați cu acel record național. Mai mult am plecat setați, să fim sinceri, pentru record, nu pentru medalie. Noi cu asta am plecat în minte. Deci Vlad, iată obiectivul. Că sportivii pe care îi pregătești erau bine așa determinați înainte de intrarea în concurs și din fericire, pentru toată lumea, antrenori, club și sportivi, lucrurile au mers așa cum ne-am așteptat. Da, așa este. Ei sunt și foarte bine informați, într-adevăr așa i-am învățat. Ei știu timpii din țară, își cunosc colegii, își cunosc concurența. Și ca să ajungă la aceste rezultate, s-au pregătit și pe partea asta de, pot să spun, de informare. S-au informat, au știut care este recordul național și au împărțit timpii între colegi și și-au dat seama că poate să scoată un rezultat foarte bun. Denis, cum arată o zi de pregătire a unui sportiv care, iată, a mers la Balcaniadă, a obținut medalie, țintește evident și mai sus? Cum arată o zi de pregătire pentru tine? Păi eu mă trezesc în jur de ora 8, la 10 am antrenamentul, primul antrenament. Apoi cei de la CSO voluntarii mi oferă o masă, mănânc, ajung acasă, am timp să dorm o oră, două, la patru mă întorc înapoi la treabă, apoi mai am încă o masă de la cei de la voluntari. Păi la școală, nu ești la școală? Ba da, mă duc și la școală, asta ziceam în vacanță, când am în vacanță. Și când ești și școala, trebuie să duci și la școală. Da, de obicei mă duc la școală tot așa de la 7:30 până la 9:30, fac orele de bac, dau bacul la geografie, română, istorie. Mă duc la primele două ore, fac doar cele de bac, iar apoi mă duc de la antrenament. Am ghezdan tot ce-mi trebuie și mă duc la antrenament. Păi să-l mai întreb pe Sorin, foarte probabil, și el are cam același traseu, nu? Da, exact, cam același traseu îl am și eu. Așa, de zi fiind de și zi? În aceeași clasă, avem exact același program. Hai să ne spunem așa, da? Mai discret, vă rog frumos, cu școala cum stăm? E vreo problemă? Bine. Nu, dacă sunt probleme, nu spunem, serios. Nu, stăm bine. Da? Stăm bine. Și le poți face așa pe toate, Denis, Sorin, adică și școală, și performanță, pentru că deja la vârsta voastră, iată că aveți câteva performanțe și vă gândiți clar la mai mult.
Le poți face, le poți îmbina așa de bine pe toate? Da, avem timp, ne dorim foarte mult să facem performanță și le putem îmbina din această cauză. Da, iată că se și poate. Deci poate face și școală și performanță. Așadar, Vlad, contează foarte mult pentru un sportiv de performanță să fie bun și pe partea cealaltă? Sau, evident, doar calitățile sale de sportiv ar prima. Dar dacă suntem buni și la învățătură, în special la vârsta lor, e cu atât mai bine, nu? Eu le spun că fără școală nu poate să... nu-i primez la antrenamente. Fiindcă este foarte importantă școala. Nu știi niciodată unde duce sportul până la urmă. Nu știi când te poți accidenta, nu știi când la un moment dat performanțele stagnează și atunci trebuie să ai, să ai niște studii în spate. Trebuie să te duci spre o carieră și pe partea de, pe partea de școală. Este foarte important. Altfel eu nu văd. Da, iată că ne spuneau cei doi invitați, vă reamintim, Denis Toma și Sorin Voinea, doi alergători cu prezent și viitor de la CSU Voluntari, de aceste recorduri. Și l-aș întreba pe antrenor, Vlad, probabil că pentru o secundă, ce o secundă? Pentru câteva secunde se muncește un an întreg pentru a ameliora la primul concurs recordul. Așa este, nu? Chiar și 2-3 ani. Cum a spus și Toma, acest record n-a fost doborât de acum 20 de ani. Vă dați seama cât a stat în picioare acest record național. Un record național este un timp foarte puternic, de aia se numește record național. Bun, dar de ce această perioadă? N-am mai avut, știu eu, sportivi de calitate în toată perioada asta care să detroneze recordul? De ce? 20 de ani pare incredibil pentru vremurile noastre, nu? Da, este un timp îndelungat. Performanțele sunt foarte puternice la nivel, la acest nivel. Un record național stă în picioare ceva timp. Da, Vlad, vorbeam cu regulă, dar rămâne cel puțin 10-15 ani, recordul național reușește să stea acolo în picioare. Vorbeam de rezultatele astea foarte bune de la Balcaniadă. Cum stăm noi ca atletism juvenil, iată că avem doi aici tineri de certă perspectivă, România, față de țările europene, să spunem. Iată că la Balcaniadă ne-am agățat de medalii. A fost așa un bilanț pe care îl așteptam? Sau am depășit așteptările? Sau, din păcate, n-am făcut ce trebuia? Anul ăsta am depășit așteptările, am câștigat Balcaniadele la număr de medalii. Chiar asta s-a întâmplat anul ăsta. Chiar am venit cu un lot foarte bine pregătit. Sportivii au avut rezultate foarte bune. Pot spune că la majoritatea probelor au luat medalii și s-a văzut în rezultatul final. Au colegi de la anumite cluburi sau în lotul național care se pregătesc, pot spune, cu aceeași pasiune. Asta îi ziceam și lui Toma. El a avut o generație foarte puternică pe 400 de metri, cât și Sorin. Și uneori ne ziceam, mamă, ce generație puternică, mamă, ce noroc avem. Dar trăgând linia, am zis, băi, ne-a ajutat. Ne-a ajutat foarte mult să ajungem la acest record. Că dacă nu aveam concurența asta puternică din spate, nu reușeam să facem, să ajungem la acest record și la aceste rezultate foarte bune. Denis, iată că ne spune antrenorul tău, Vlad Calfa, despre aceste, știu eu, confruntări pe care le aveți cu o serie de colegi de generație. Spune că la Balcaniadă cunoșteai foarte, foarte bine competitorii alături de care luptai. Foarte probabil și în țară, la categoria ta de vârstă, știi cam tot ce mișcă, nu? Da, și sunt prieten cu toți. Da? Da? Se poate așa ceva? Da, chiar este ceva mai wow așa între noi. De obicei, la atletism nu prea se plac unii pe alții, dar eu cu colegii mei de la 400 suntem prieteni, ieșim în fiecare seară, stăm, vorbim, dormim unul la altul, ca prietenii ne uităm, ne jucăm jocuri toată ziua. Ca o familie, ce da, ca o familie, dar și în timpul cursei suntem adversari, dar după ce se termină cursa, suntem iar prieteni. Da, vedem cine a câștigat, îl consolăm pe cel care a pierdut, vedem data viitoare, lasă cam să câștig eu data viitoare dacă azi ai făcut totul. Nu, Sorin? Da. Așa este și la tine, nu bănuiesc? Prieteni cu ceilalți. Suntem prieteni cu toții. Mi se pare că ar trebui să fim prieteni, mai ales la proba de ștafetă. Trebuie să ne înțelegem foarte bine, să ne cunoaștem unul pe altul. Contează și asta. Și cum spunea și Denis, rivalitate pe pistă, în afară suntem prieteni. Proba de ștafetă, Vlad Calfa, una mai dificilă în atletism, așa, eu știu. Este o probă dificilă. Contează foarte mult schimburile. Contează primul și ultimul schimb sunt cei mai buni. Cei care aleargă au cei mai puternici timp din ștafetă. Vezi că glumeam, de-aia am zis că primul eu și ultimul tu, adică astăzi, da. Așa este. Și pe ei lăsăm ca o timp mai slabi. Da. Deci e o probă dificilă. Da, este o probă dificilă. Contează foarte mult spațiul de schimb. Dacă nu reușești să dai bățul din mână în mână în acel spațiu de schimb, ești descalificat. Dacă nu-ți păstrezi cularul la primul schimb, la fel și îl calci, îți descalifica. Dacă încurci unii din colegi, te poate da afară din ștafetă. Sunt niște reguli destul de stricte și pot spune că de la an la an au fost foarte atenți pe ce se întâmplă în aceste ștafete. Da, Denis, aveți o grămadă de prieteni care fac alte sporturi. Cel puțin așa de afară, un antrenament la atletism, pare că te duci la sală sau la teren, alergi,
nu știu cât timp cere antrenorul, așa pare de afară. Cum este de fapt un antrenament complex la atletism? Sincer, nu este deloc ușor. Antrenamentele se împart în mai multe categorii. Avem antrenamente de viteză, antrenamente de rezistență, forță, tehnică. Da. Și antrenorul nostru ne face un program cât să le facem pe toate. Și frații mei spun că nu te plictisești să mergi să alegi în fiecare zi. Îi fac vreun sport, frații? Da, a făcut toți fotbal, sora mea a făcut handbal. Deci o familie de sportivi, da, frate. Da. Dar le spun că este altceva, este... nu știu cum să zic. Te bați cu tine în fiecare zi, să-ți bați tu timpul tău. Asta este cea mai mare dorință, da, să îmbunătățești așa zi de zi recordul. Sorin, cum te antrenezi tu? Cum este la tine? Da, exact ce spuneam și cu Denis, așa că pare, știu eu, cam același tertip în fiecare zi. Pare stereotip așa, dar de fapt nu este, nu? Nu, nu este. Antrenamentele sunt împărțite, sunt pe mai multe categorii, cum spunea și Denis. Mai, de exemplu, ne mai spuneau oamenii din afară, dar tu ce faci acolo, doar alergi? Nu este așa. Avem și aruncări, avem și sărituri, sunt mai multe probe. Este un sport foarte complex. Ca să ajungi unde trebuie, deci trebuie să traversezi prin toate aceste momente, nu? Vlad, și te-aș întreba pe tine, antrenorul, omul din spatele scenei, cel care lucrează zi de zi acolo, cum faci să aduci la ora concursului, în cea mai bună dispoziție, alergătorii care sunt, iată, prezenți aici lângă noi? Metodica ne învață cum să ajungem în acel punct, în acea zonă de menținere, de platou. Ai foarte multe competiții în perioada respectivă și trebuie să te menții la un nivel constant cu pregătirea. Bineînțeles, în prima parte a pregătirii lucrăm foarte mult zona de volum, lucrăm acumulare, după care începem ușor-ușor să descărcăm, să ieșim din acea zonă de volum și lucrăm mai mult intensitatea. Și cu cât ne apropiem de competițiile importante, știm unde să lucrăm, știm care este nevoia. Atât, bineînțeles, refacerea joacă un rol foarte important în pregătirea noastră ca și atleți. Cu cât ne apropiem de competiție, trebuie să fim și foarte bine refăcuți, foarte bine odihniți, iar parametrii intensității trebuie să fie acolo unde trebuie. Da, Denis, cred că și la atletism, spuneai tu de concurența acerbă pe care o ai în țară, în Balcan și în Europa, de ce nu? Este foarte important nu să ai alergători de bună calitate, pentru că tu atunci încerci să te autodepășești, nu? Să câștigi competiția. Că dacă ar fi mai slăbuți așa și te duci la concurs, sigur că vei câștiga, nu te ajută cu nimic. Da, așa este. Mă ajută mult să știu că, de exemplu, eu dacă sunt pe culoarul 2, și am unul mai bun decât mine pe culoarul 3, care are tip mai poate tare. Fi unul mai bun ca tine, serios acum. Sincer, nu, dar nu prea. Dar dacă se întâmplă, mă ajută mult mai mult, pentru că îl văd în fața mea și trag după el și este timpul mult mai bun. Cum este, Sorin? Da, este un sport de autodepășire. Te autodepășești mereu, cum spunea și Denis. Dacă ai un alergător mai bun în fața ta, te poate ajuta chiar mai mult. Îți poți doborâse cu recordul chiar și cu o secundă. Dacă trage foarte tare. Și o secundă la atletism pare contează un an, foarte pare mult. Uriaș. Vlad, calendarul competițiilor interne, pentru că vorbim de șlefuirea acestor tineri sportivi în drumul lor către performanță, este unul bun? Ai concursuri din țară unde sportivii să se afirme, să meargă la competiții, să se pregătească prin astfel de concursuri? Da, pot spune că sunt foarte multe competiții. Un pic, datorită acestei pandemii, acestei situații la ora actuală, au fost un pic mai concentrate. În alți ani existau anumite pauze între ele, dar acum au devenit un pic mai concentrate. Dar există și o deschidere către competițiile internaționale. Cu cât ne apropiem de campionatele balcanice, europene sau mondiale, trebuie să ne deplinim anumite bareme, anumite performanțe ca să poți ajunge acolo. Și atunci trecem printr-o serie de competiții. Federația mai dă și un interval de calificare în care tu poți să stabilești timpii respectivi. Avem competiții, chiar avem. Uneori ne mai și oprim, uneori mai renunțăm la o competiție pentru a nu intra într-o stare de oboseală. Da, înaintea unui alt concurs, la fel de important, în care țintele sunt, ca de fiecare dată, nu? Cele mai înalte, pentru că când pleci la un concurs, Denis, ai niște obiective, clar, nu? Da, așa este. Mă setez de acasă, mă rog la Dumnezeu și mă duc. Ai niște tabieturi de-astea, deci înainte să plecăm la concurs, ne uităm așa? Da, și înainte de cursă, mereu, și înainte de antrenamente. Da. Și tu, Sorin, la fel? Da. Deci ăsta e principalul aliat, știi? Uităm așa? Noi suntem pregătiți, evident, că a avut grijă Vlad toată săptămâna, toată luna să fie... Aceste competiții europene, spuneai tu, că în țară cam îi bați pe toți. Aceste competiții europene sunt, de fapt, barometrul cel mai important, nu? Pentru că și tu, ca și Sorin, probabil, nu probabil, sigur, veți dori să ajungeți la cote înalte în atletism.
Da, aceste campionate europene și mondiale pot spune că ne pregătesc pentru Olimpiadă, pentru că sunt niște competiții foarte tari, care vin cei mai buni atleti din lume și din Europa. Și contează mult să mergi acolo, să alergi, pentru că chiar dacă nu ești în primii, vii cu experiență în plus și te ajută mult pe viitor asta. Sorin, ce înveți de la un astfel de concurs important? Balcaniadă, campionat european, chiar dacă, din păcate, știu eu, nu iei medalia așteptată, dar foarte probabil te întorci acasă cu anumite învățăminte care îți vor fi de folos pe viitor, nu? Da, este o experiență foarte plăcută, o experiență foarte bună, deoarece vin cei mai valoroși atleți din toată lumea, concurez cu ei, practic mai fur niște secrete de la ei, îi vezi pe viu. O șansă foarte importantă. Iată, Vlad, secrete. Cum fur secrete la un alt atlet? Ce înseamnă asta? Că totul pare la vedere, nu știu. Ce secrete poate avea un atlet acolo la cursă? Poți să vezi un alt tip de încălzire mai bun. Poți să-l întrebi cum se pregătește pentru anumite probe. Sunt anumite... Da, îți spune adversarul tău cum se pregătește? Eu zic e secretul da. Lui acolo. Da, chiar povestesc. Dar este foarte important cum aplici. În atletism, chiar dacă ai un program, poți să-l iei din cărți, poți să-l iei de la un prieten, poți să-l iei de la un, cum spuneau ei. Dar dacă nu știi cum să-l aplici, nu are nicio valoare. De-aia și vorbeam despre perioada de vârf, perioada de menținere, perioada de volum. Trebuie să știi exact când să plasezi anumite antrenamente. Ei vorbesc, sunt prieteni, trăiesc în mediul online. Nu mai e ca înainte, când erau numai ziare. Acum ei își postează și tipul de antrenament. Le place foarte mult să arate ce fac în timpul antrenamentului. Și se mai uit. Și mai vinte domnul ăsta lucrează cu, nu știu, cu Sania, cu un anumit tip de greutate. Își pune nu știu ce corzi elastice la plecarea din block start. Și atunci noi tot timpul am fost o grupă deschisă către nou. Și dar bine, ajutat. Vlad, îmi dau seama că pentru a face performanță ai nevoie clar de condiții. Improvizațiile nu și-au locul, pentru da. Că se văd în rezultate în timpii pe care îi faci, nu? Da. Dacă da, n-ai necesarul da. Asigurat? Da. Primăria orașului voluntar ne-a asigurat tot, din toate punctele de vedere. Avem o sală nou-nouță, ca să zic așa, chiar dacă sunt de 4 ani și ceva, sala este impecabilă. Sunt 3 săli în țară. La nivelul ăsta. La nivelul ăsta. Și suntem chiar norocoși că ne antrenăm acolo. Avem logistică, avem garduri, avem block starturi, avem bețe pentru ștafetă, chiar și lucruri mărunte care poate pentru alții par puține, pentru noi fac diferența în competiție până la urmă. Mă gândesc, Vlad, acele ghete care au cuiele alea, nu pe talpă, adică speciale pentru atletism, da. Nu? Adică ghetele pe care le poartă orice... Aici este un echipament pe care ni-l asigură clubul în funcție de necesități, dorințe, dacă ne lipsește ceva, ni se achiziționează. Da, sunt niște papuși speciali. Cuiele au, de aia se numesc cuie, au niște țepi pe partea superioară pe vârf. Să ai aderență acolo, când ai plecat da. În curs să nu te mai oprește nimeni. Ce și noi avem suprafața specifică competițiilor, avem acel coritan, acel tartan, noi ne antrenăm în condițiile respective și venim cu un plus. Sunt cluburi care nu au astfel de condiții, care se antrenează... Improvizații. Improvizații, nadida și totanul pe asfalt, intervin accidentările. Deci, Sorin, tu și sari, nu numai că alergi, nu? Da. Cum este această îmbinare? Alergi 400 de metri și săritura în înălțime, nu? Da, este foarte greu să faci două probe. De exemplu, am în prima zi 400 de metri, iar apoi sunt foarte obosit și mă duc la săritura în lungime. Bine, pe de altă parte e și bine, că dacă vii cu două medalii, una la 400, una la înălțime... Da, depinde de zi. Nu mereu iese cum ne plănuim. Bine, dar antrenamentul la săritura în înălțime este și mai complex, bănuiesc, pentru că na, e o probă dificilă, fără doar și da, poate. Da, avem nevoie de mult mai multă tehnică. Exersăm mult mai multă tehnică, sunt mult mai multe procede de învățat. Deci pe tine, Denis, nu te-a tras săritura. Ți-a ajuns fotbalul, hai, la atletism, atâta, alergătorile 400 de metri. Eu de când eram la fotbal și aveam, cum să zic, aveam antrenamente de alergat, eu eram primul. Toată lumea era, alergăm, eu eram, că hai să dar facem. Dar nu spuneau colegii, stai puțin mai încet să venim și noi. Unde da. Te duci, ne lași în urmă aici? Da, mereu în cantonamente colegii îmi spuneau să o las mai încet pentru că trăgeau în evidență și automat se vedeau mai slab și eu mai bine. Și îmi spuneau să o las mai încet. Să... Și da. Ce făceai? Nu îi ascultam. O mai e acolo, îți făceai tu treaba ta. Da, eu voiam să câștig locul în echipă. Da, Vlad, calendarul care urmează cine rezervă, pentru că iată, din fericire, cred eu, acum în perioada asta, sperăm să treacă și pandemia cât mai repede, iar sportivii să fie la locul lor, unde? În arenă, nu? Da. Urmează campionatul național de seniori, pe care îl avem în acest weekend. Unde? La București, în București. Suntem acasă, medaliile trebuie da. Să rămână aici, Vlad. Să rămână acasă. Da?
Pe cine mizăm? Pe cine mizăm la aceste campionate? Pe amândoi. Da? Da, amândoi concurează. Favoriți? Concurează la 200 de metri. E o categorie mai mare. Seniorii tineret sunt mai mari. Ei fiind junior 1, este under 18. Această categorie este mai mare. Este U23 și senior. Dar șansele sunt intacte. Șansele sunt, timpii lor sunt foarte bune. Adică pot pune probleme unei generații mult mai mari. Adică generații maxime, adică seniorii. Sau după campionatele naționale de senior de la București, unde mai mergem? Avem campionatul național de junior 1, campionatele lor, ca să zic așa. Acolo lor suntem siguri, nu există dubii. Și Toma o să alerge și la campionatul balcanic de seniori în ștafeta României. Ștafeta României, care este compusă din ceilalți membri care sunt? Încă nu este lotul stabilit, chiar pus, dar suntem 5 băieți. Pe 4 locuri? Da, da. Unul o să fie de rezervă, dar eu nu, este acolo în primii 4. Tu ești foarte sigur pe tine, sigur, da. Unul este de la Cluj, altul din București și mai este încă un băiat din Oradea. Cam acesta. Din toată țara așa ne împărțim. Deci să aleargă bine toată țara, cam asta este culoarul, nu? Tu ce urmează pentru tine? Pentru mine urmează campionatul național de seniori, după cum spunea și domn profesor. Obiectiv? Nu am un obiectiv. Aici? Eu vreau să concurez, vreau să concurez cât mai bine. Suntem. Să-mi fac un timp foarte bun, un record personal, de ce nu? Și iar apoi am campionat național de juniori 1, unde acolo aș vrea. Acolo e baza. Da, la 400 de metri. E bine, Vlad Calfa, antrenorul celor doi sportivi de la CSU Voluntari, atleți cu bune rezultate, dragi prieteni, și cu speranțe clare legate de viitor. Nu cred că cedează așa de ușor, adică clar și la campionatele astea de senior, Vlad, așteptările sunt mari. Da, amândoi poate să ia medalie la tineret, că sunt două categorii de vârstă, chiar și seniori. Eu zic, după calculele mele, că Toma poate să ia medalie și la senior și la tineret, iar Sorin poate să ia la tineret medalie liniștită. Da, Vlad, ești un om autorizat. Tot vorbim de sportul românesc, care, din păcate, în foarte multe discipline, este cam la pământ. Aici avem tinere talente care vin din spate. Atletismul românesc se poate lăuda că măcar putem conta cel puțin la acest nivel de vârstă? Da, totul ține de antrenori. Asta este părerea mea. Antrenorii trebuie să meargă să facă selecție în școli. Trebuie aduse grupe de copii, eu așa am început. Și din aceste grupe de copii nu știi niciodată ce răsare. Și este nevoie de foarte, foarte multă răbdare. Performanțele se fac în timp. Au trecut 3 ani de când îi pregătesc și acum rezultatele încep să dea roade. Da, Denis, cum este relația cu antrenorul? Nu neapărat că este aici de față, nu? Probabil că este o relație consolidată. Lucrezi atât de mult timp, nu? Și de fapt nu sunteți foarte mulți. Câțiva cu antrenorul, bă? Da, este una foarte bună, adică suntem pe lângă că este antrenorul meu, este și prietenul meu, îi spun toate problemele, tot ce am nevoie. Tot ce te macină, așa? Da, da. Dacă e ceva. Da. Și mă ajută cu orice, chiar dacă este ceva de care am nevoie fizic, dar și ceva care, nu știu cum să mă exprim, ceva care nu știu eu cum să rezolv o problemă. Da, vine cu sfatul la timp. Da, nu? Da. Așa este Sorin, antrenorul, de fapt, stai de cele mai multe ori mai mult cu el decât cu familia, pentru că pleci în concursuri. Te antrenezi zi de zi. E omul care știe totul despre tine, nu uită nimic. Uneori sunt zile în care stau mai mult cu antrenorul decât cu părinții. Exact. Pentru mine, relația sportiv-antrenor este foarte importantă. Eu pe antrenorul meu îl pot numi chiar și al doilea tată. Da, păi da, că stai. Mă ajută în absolut orice. Dacă am vreo problemă, apelez la el. E bine, Vlad, este și acest așa impact emoțional, dacă îmi dai voie. Cu siguranță că antrenorul nu face rabat atunci când e vorba de pregătire. Pentru că de acolo pleacă totul. Dar, în același timp, e și prieten cu sportivii pe care îi pregătești. Da, eu tot timpul le zic, la antrenament îmi pare rău, nu mi-e milă de voi, fiindcă e vorba de... Este o maximă așa. E vorba de cariera lor, de aia le zic că nu mi-e milă. Atunci când muncești, cu siguranță apar și rezultatele. Iar în viața de zi cu zi îi ajut așa cum pot. Și fiindcă știu că sunt maturi, sunt mari, cresc, trec prin anumite etape ale vârstei și trebuie ajutați. Sunt anumite momente în care ei nu știu să se descurce, iar viața personală de multe ori influențează performanța. Ei dacă sunt sănătoși și lucizi și din punct de vedere psihic sunt curați, înainte de a face antrenamentul, ei dau randament. Dacă vin cu problemele de acasă sau cu anumite lipsuri, noi nu putem performa. Nici eu nu înțeleg ce se întâmplă dacă ei nu comunică cu mine. Da, Denis, de exemplu, fiecare mai are și anumite probleme, însă le lași acasă când vii la pregătire, nu? Este adevărat această maximă care spune cum te pregătești, așa mergi și la concurs,
antrenamentul este foarte, foarte important, te focusezi total, chiar dacă nu, din păcate, ca fiecare, mai sunt și anumite probleme, nu? Da, chiar dacă am unele probleme, că dintr-un sala de atletism ui de toate, încerc să mă concentrez pe ceea ce am de făcut și îmi iese, sincer, mă chinu și îmi iese. Și ție, Sorin, la fel? Lași totul la o parte, ne pregătim foarte serios? Sală, mă concentrez 100% pe ce am de făcut. Nu mai ai treabă cu nimeni, nu mai auzi de nimic, nu mai decât de antrenor, atât, când intervine el. Da, mă concentrez pe ce am de făcut, să iasă cât mai bine, dau totul din mine și să sperăm că vin rezultatele. Da, Vlad, este foarte important această longevitate în relația antrenor-sportiv, nu? Că dacă ai schimba, mă gândesc, ca și la alte discipline, foarte des antrenorul, vine altcineva cu altă metodologie, cu alte idei, cu siguranță nu este benefic. Nu este. Este foarte greu să te adaptezi la alt stil. Toți antrenorii au stilul diferit, inclusiv de la încălzire. Dacă faci ani de zile același tip de încălzire după care le schimb, organismul nu percepe cum trebuie această schimbare. E ca o matriță. El, de foarte multe ori, atletismul poți spune că e ca mersul pe bicicletă. Îl înveți și rămâi cu foarte multe deprinderi. Evident că și antrenorul, dornic mereu să fie la curent cu noutățile, se șlefuiește la rândul lui, nu? Da. Să fii la curent cu toate... Atletismul înseamnă foarte multă biomecanică. Tehnica se îmbunătățește, metodele sunt diferite, echipamentul devine din ce în ce mai calitativ. Iar antrenamentele bune, să zic, sunt cele scurte și calitative. Cu cât antrenamentul este mai lung, cu atât uzura este mai mare și pot interveni accidentările, cu cât stai mai mult pe pistă. Impropriu zis, dar cam aici țintim. Să mergem spre antrenamente scurte, calitative, eficiente și care și au un coeficient maxim de performanță. Da, există Vlad și anumite zile, să spunem că cei doi invitați ai noștri, nu Denis și Sorin, poate că nu sunt în cea mai bună dispoziție. Iar antrenorul, evident, cine altul, îi vede și poți face un antrenament mai ușor astăzi, urmând să recuperăm mâine o normă dublă? Există și astfel de... Există. Recunosc. De multe ori îi opresc doar din motivul de a nu se accidenta. Poate că într-o noapte nu se odihnesc, nu reușesc să doarmă sau anumite stări în care nu se pot concentra. Noi trebuie să fim foarte atenți la... pentru a nu ne accidenta. Da, Denis, e și perioada asta, așa că nu prea permite foarte multe ieșiri așa din decor. Dar cred că Vlad, mai decât un telefon seara, băi, unde sunteți? Ați trecut la odihnă? Sau nu are nicio emoție? Vă știe niște băieții la locul lor? Știe că ne odihnim, știe că nu ieșim seara afară, dar mai vorbim, ne mai spune că hai, mergeți, băgați-vă la somn, odihniți-vă. Da, dar mare parte știe că ne odihnim. Când sună telefonul Sorin și vezi antrenorul, iar mă caută și seara nu mă lasă. Da, nu prea se întâmplă chestia asta, are foarte mare încredere în noi, dar de obicei ne mai dă uneori niște semnale, să spun așa. Sunt pe urmele voastre, aveți grijă ce se întâmplă, nu Vlad? Internetul uneori îi mai dă de gol. Se vede acea bulinuță verde la online și atunci le mai trag câte un semnal de alarmă. Da, vorbim de aceste ingrediente legate de performanță. Alimentația joacă un rol foarte important. Vitaminizarea, că tot vorbim de performanță, că dacă vrem așa doar să ne aflăm în treabă, atunci nu cerem astfel de lucruri. Dar când ne gândim la performanță, nu? Este clar că nu pot lipsi astfel de ingrediente. Da, eu tot timpul le spun că nu poți face performanță fără refacere. Normal, alimentația joacă un rol foarte, foarte important. Alegerile bune din alimentație sunt cele mai importante. Contează tipul de carbohidrat pe care îl mănâncă, tipul de proteină, tipul de grăsime. Sunt cele trei elemente care constituie regimul lor alimentar și comunică cu mine. Eu am și specialitate studii în acest sens, că am și lucrat în acest sens în acum mulți ani. Și atunci eu mă sfătuiesc cu ei. Le zic, nu mâncați pâine, mâncați orez. Nu mâncați orez, mâncați paste. Sunt tot felul de furnizori de energie care îi ajută atât la nivel de antrenament cât și la competiție. Da, Denis, după competiție câștigată, până la următorul eveniment, este ceva timp, nu? Cum parcurge această perioadă? Aștepți cu nerăbdare concursul următor sau este bine așa să le luăm mai treptat așa? Să ne bucurăm de rezultatul ăsta și să-l pregătim bine pe următorul? Da, de obicei este o pauză cam de 2 săptămâni între competiții. Nu prea am timp să mă bucur, pentru că, de exemplu, dacă am o cursă sâmbătă, de luni trebuie să fiu ea la treabă și nu prea am timp să mă bucur, dar mă bucur în paralel. Sorin, nu lăsăm garda jos. După un rezultat bun, evident că lumea s-a obișnuit cu tine, cu Denis și cu Vlad, antrenorul vostru, cu rezultate bune. Dacă o zi nu este așa cum trebuie, s-ar putea să se vadă la următorul concurs. Da, după ce avem un rezultat bun, trebuie să fim focusați. Trebuie să fim focusați pe treaba noastră, că altfel, dacă, să spunem,
ne bucurăm prea mult sau ne gândim foarte mult la acel rezultat, următorul concurs s-ar putea să nu fie cel așteptat. Da, Denis, pe la școală, pe acolo, ai mai găsit colegii cărora le-ai spus, haide și voi la atletism, că e frumos. Mai ales când văd că tu ai rezultate foarte bune. Din păcate, nu. Toată clasa mea este una pe profil fotbal. Eu când am venit la liceul acesta, din voluntar Nicolae Bălcescu, a fost o clasă de fotbaliști și toți din clasă, cam majoritatea încă joacă fotbal. Doar noi suntem la sport atletism. Dar colegii ne știu, ne felicită mereu. Da. Deci, Sorin, prieten și la școală, cu toți colegii, nu? Da. N-ai reușit să mai aduci vreunul la atletism, dar lasă că ești tu. E bine că ești tu. Da. Și cu Denis. După cum spunea și Denis, toată lumea la fotbal. Toată lumea la fotbal, dar e bine că avem și la atletism și iată că ne putem lăuda cu niște performanțe de dreptul remarcabile. Cam acesta este cuvântul, nu Vlad, pentru că nu prea mai găsim astfel de rezultate în sportul din România, nu? Da. Da, chiar. De chiar ce nu mai contăm, Vlad, serios? De ce nu mai contăm chiar și la atletism, așa cum făceam altă dată? Măcar câteva dintre cauze pe care ne le spune un antrenor care, iată, din fericire, are elevi care performează. Contează foarte mult și zona asta de, părerea mea, de marketing. Poate că nu avem nici managementul potrivit de a promova acest sport, care e un sport extraordinar frumos. Ar trebui mai mult promovat, ar trebui mai multă reclamă, ar trebui publicul adus către... Că până la urmă, ăsta este sportul, este un entertainment, este de a distra și publicul, chiar dacă sună într-un fel. Și dacă reușim să aducem publicul de partea noastră, devine mai popular, se investesc mai mulți bani și atunci și ei sunt remunerați și se simt recompensați pentru ceea ce fac. Un sport care nu este văzut, este foarte greu să-l aduci la un nivel înalt. Denis, școală, atletism, rezultate din fericire favorabile. Ce pasiuni mai ai tu? Ce îți mai place să faci în timpul ăsta puțin pe care îl mai ai la dispoziție, în afară de școală și de sportul pe care, iată, îl practici cu succes? În timpul liber îmi place să mai joc fotbal, nu 11 la 11, un tenis de picior, îmi place și bipongul, mai joc cu prietenii, îmi place să merg cu bicicleta în parc să mă plimb, da, și... Cam doar de astea am timp, nu prea mai am timp de altele. Sorin, tu? Ce pasiune ai? Ce mai faci pe lângă sport și școală? Nu prea am pasiuni, dar în timpul liber, în acel mic timp, să zic așa, mă documentez foarte mult, urmăresc videoclipuri cu cei mai mari sportivi. Evident, din atletism sau din alte discipline nu contează, nu? Sportivi... Nu, dar în mare parte atletism. Da. Să vedem cum au ajuns ei la performanță, nu? Da. Cei mai titrați dintre ei. Dar Vlad are grijă de voi. Ca în continuare, nu Vlad, ca Alfa, rezultatele de la CSO Voluntari, secția atletism, cu reprezentanți de seamă aici, la Metropola TV, să fie din nou la înălțime. Da. Suntem și norocoși. Grupa este coordonată, sau secția de atletism este coordonată de antrenorul emerit Jol Gheongheșii. Este antrenorul doamnei Gabriela Sabo. Și putem spune că este un om din spate care ne ajută foarte mult. Are un bagaj și o experiență foarte mare în sport. Nu putem contesta acest lucru și atunci suntem ajutați și pe această parte. Eu mă sfătuiesc cu dumnealui, găsim cele mai bune soluții pentru copii, exact cum am și spus primăria și domnul primar este alături de noi și atunci reușim să facem un nucleu, să-i ducem către performanță. Ei nu plătesc taxe, ei nu plătesc concursurile, cazările. Și au toate ingredientele de a face performanță. Da, ei doar trebuie să vină să facă performanță și atât. Dar Vlad, noi avem aici doar doi reprezentanți, studioul nostru, un căpător, nu a putut primi mai mulți, însă secția de atletism are și alte elemente notabile, nu? Care cel puțin încearcă să calce pe urmele celor doi invitații noștri. Da, avem colega lor, Spânu Cristina, care este vicecampioană națională, îi urmează și nu numai, avem o grupă de copii foarte bine sudată, cu niște fetițe și băieți talentați. Chiar acum am avut un campionat național de junior 3, prima etapă. Un băiat a sărit cu prăjina 2,40 m, un copil de 13 ani, cu un curaj extraordinar. Să poți să iei prăjina, să sar cu ea la acea înălțime, mi-a și zis, domnul, m-am uitat în jos, spre prostia mea și deja m-am cam panicat un pic ce la ce înălțime sunt. Da, și eu am văzut și spuneam și înainte de emisiune, remarcabil mi se pare, totuși probele astea de alergare, par așa mai ușoare, totuși, săritură cu prăjina, un puști de 13 ani, da. 2 metri și ceva, adică mi se pare, Vlad Carfa, o disciplină foarte, foarte sofisticată. Este. Cei care predau prăjina nu sunt un expert al prăjinii și nici al atletismului, nu mă
consider. Dar cei care predau prăjina la sală, la LIA, mai vorbesc cu ei câteodată, care au mai multă experiență și tot timpul spun că este o probă de acrobatică. Uneori din o zici că este a atletismului prăjina, fiindcă trebuie să stai în sprijin pe mâini, trebuie să faci rostogoliri, stând pe cap, au și o frânghie așezată din tavan și practic te cațări pe ea și faci anumite sărituri. Este o probă de acrobație și de curaj. Trebuie să ai și curaj. Mai ales la o vârstă atât de fragedă, evident că toți campionii au plecat de aici și de jos, dar eu cred că în România nu sunt chiar foarte mulți, nu? Sau poate ne spui tu că da. Care practică această disciplină. Foarte mulți, dar nu vreau să dau, să zic că este și vina școlilor, fiindcă acestor copii le place această joacă, această rostogolire. Aceste exerciții de dezvoltare fizică generală, ca așa se numeau. Școlile ar trebui să pună la punct aceste lucruri, să facă rostogoliri, stând pe mâini, stând pe cap. Copiilor le plac astfel de exerciții. Și de aici nu mă puteți spune pe mine acum să stau pe cap, pe mâini sau să fac rostogoliri, că una la mână rup și prăjina și cred că nu nimeni resaltează. Dar Vlad, totuși, acum tu ai materie primă de calitate. Aici, la CSU Voluntari, doi reprezentanți de la atletism sunt în studioul Metropola TV. Însă, cu siguranță, te uiți și după viitorii atleți. De unde îi mai găsim, Vlad? Cum îi alegem? De unde îi luăm? Școala 1, să nu exagerez, cred că are 2800 de elevi. Dacă te duci pe paliere, găsești foarte, foarte mulți copii. Cum îi convingi să vină la atletism? Luăm legătura cu profesorul de sport, batem la ușă și doamna directoare ne ajută foarte mult. Ne ducem, facem selecție, facem pliante, îi invităm la antrenament să vadă sala, să vadă cu ce se, să zic metaforic, mănâncă atletismul. Eu am avut norocul să și rămână. Mulți copii au intrat pe ușă și n-au mai plecat. Nu toți, dintr-un număr de 200 și ceva de copii, că rămân 10 care să facă un minim e de deja performanță. O performanță. Da, da. Și de aici plecăm mai departe pentru a creiona rezultatele favorabile pe care le așteptăm. Denis, deci anul ăsta are destul de provocări pentru tine. Ești pregătit pentru toate? Sau le luăm așa, pas cu pas? Da, sunt pregătit de ele, după cum a spus și antrenorul meu. O să mai am 2-3 competiții sezonul acesta. Importante. Da, importante. Campionatul național de seniori, campionatul balcanic de seniori, iar apoi naționalele de G1. Iar în vară sper să mă calific la campionatul mondial din Columbia. Tocmai în Columbia plecăm. Da. Evident că te așteptăm de acolo cu rezultate foarte bune, dar nu ne grăbim, o luăm așa ușurel, nu? Sorin, la fel și tu, anul ăsta ai niște ținte importante, dar ne gândim așa, fiecare concurs la timpul lui. Da, avem, tot cum spunea și colegul meu, campionatul național de seniori și tineret, campionatul de junior 1, și în vară, dacă se poate, campionatul mondial din Columbia. Păi cum să nu se poată, Vlad? Cum să nu mergem în Columbia și cum să nu venim cu rezultate bune? Există așa ceva? Eu zic că da. Eu așa sper. Dar au șanse foarte mari. Să meargă sau să ia medalii? Să meargă, să participe. Către medalii este foarte greu. Competiția este foarte puternică. Am dau seama ce nivel ridicat este acolo, dar cu siguranță că înveți foarte multe. Înveți foarte multe. Într-o asemenea companie și te ajută clar pe viitor pentru rezultatele pe care le așteptăm cu toții în continuare. Cu ei, ca antrenor, a fost totul posibil, pot să spun lucrul ăsta. Cu ei tot timpul am progresat. Nu știu, am o generație foarte bună, zic că sunt norocos. De la an la an sau de la sezon la sezon, ei și-au făcut personal best-uri, au crescut. De multe ori trebuie să ne și obișnuim cu ideea că anumite sezoane competiționale poate să stagneze sau să nu avem. Dar asta nu neapărat este un declin. Dar nu este un declin, da. Totul pare controlat. Exact. Da, de Vlad Carfa, antrenorul lor. Da. Cel care are toate datele acolo și nu uită nimic. Dar foarte probabil și pentru tine, nu foarte probabil, sigur, orice performanță a elevilor tăi te bucură și pe tine la fel de mult ca și pe ei. Da, foarte mult. Este o realizare. Eu mă bucur că las ceva în urmă. Asta a fost și dorința mea, să-și formeze o carieră. Știu că am pregătit niște sportivi care și-au format o carieră. Las ceva în urmă. Și-au făcut și niște recorduri naționale până la urmă rămân în istoria atletismului, ceea ce pentru mine este mai mult decât mă așteptam. Iar emoțiile, eu am fost sportiv, am practicat și eu atletismul, ei când sunt în bloc start... Ai fost la ștafetă? Nu. Săritura în lungime. Dar am fost și pe probele de viteză și pe 400. Ai cocheta cu mai multe, da? Da, uite, vorbeam cu cei doi invitații noștri. Timpul, dragi prieteni, este nemilos, dar eu cred că a trecut așa plăcut. Și astăzi, la prima întâlnire din această săptămână cu sportul, Denis, campionate naționale, campionate balcanice, campionate europene, vorbeam de mondiale, dar oare undeva acolo în mintea ta, în mintea voastră, începe să se vadă și posibilă olimpiadă? Da, următoarea olimpiadă o să fie în 2024. E prea devreme?
Nu, sincer, chiar este bine. Da? Da. Suntem în grafic? Am putea fi acolo? Da, am putea fi. O să mă antrenez cât de mult pot și de ce nu să ajungem și acolo. Ne uităm și spre Olimpiadă, Sorin? Ne uităm și spre Olimpiadă, cea din 2024. Dacă vă țintim cât mai sus, păi de ce mai facem atletism, nu? Păi, avem vise, sperăm să ajungem acolo, putem, avem calitatea, să spun așa. Poate nu în 2024, dar în 2028 se poate. Da, la asta m-am gândit și eu, că poate să fie așa destul de aproape. Să vedem ce ne spune Vlad. Păi când ai sportivi cu asemenea gândire, cu asemenea mentalitate, este clar mai ușor. Da. Și pentru antrenor, Vlad Calfa. Este, este. Ei sunt setați, sunt pasionați. N-am problema asta de nu mi-au refuzat niciodată antrenamentele. Asta pot să spun cu adevărat. Tot ce le dau, ei fac fără să întrebe de ce, au încredere în mine și eu sunt norocos că sunt muncitori, muncesc. Pe lângă faptul că sunt doi copii talentați și s-a văzut din ziua în care au pășit în sala de atletism și muncesc foarte mult. Din păcate, în țară sunt sportivi talentați care la un moment dat se lasă sau nu sunt atât de muncitori, trebuie să tragi de ei. Nu se poate fără muncă, nu? Doar talentul, nu, care există și la atletism, da. Fără muncă... Păi cum e acea expresie, hard work beats talent. Da. A fost vreodată vreo zi așa în care să nu mergi sau dacă n-ai putut să mergi, probabil că te-ai necăjit destul de mult. L-am pus la antrenament, am pierdut antrenamentul, ce fac? Nu cred că s-a întâmplat, poate doar o dată sau de două ori. În toată cariera ta, care deja numără câțiva ani buni. Da, cred că nici nu pot să număr de câte ori n-am fost la antrenament, că am fost mereu. Și chiar dacă ne ajungeam la ora respectivă, mă duceam, făceam mai târziu, îmi lăsa program și le făceam la altă oră antrenamentul. Sorin, recuperam imediat. Dacă astăzi nu puteam să mergem la antrenament, mâine nu exista. Normă dublă. Da, nu prea au existat dăți în care să lipsim de la antrenament, în care să lipsesc. Cum spunea și colegul, cred că pot număra pe degete de câte ori am lipsit. Și acelea au fost motivate. Destui ani și la tine de alergări, cu folos. Vlad Calfa, iată că timpul trece așa. Cred că a fost o plăcere și pentru voi să fiți aici. Așteptăm, da. Suntem optimiști, nu? Că ce sunt voluntari, secția de atletism, cu voi reprezentanți aici, vă aduce în continuare rezultate bune. Da, așa este. Să dea Dumnezeu să mergem mai departe așa cum am făcut până acum. Că cu siguranță vor exista rezultate în continuare. Și mai ales că sunt provocări care vin așa, concursuri peste concursuri, da. Iată că pe plan național, balcanic, european, de ce nu mondial și Olimpiada, visul tuturor, nu, da. Vlad? Cu siguranță că unul dintre cei doi care au fost prezenți aici, poate că ne vor încânta, dacă nu în 2024, poate că în anul 2028. Eu cred, Vlad Calfa, Denis Toma și Sorin Voinea, că am făcut o ștafetă bună aici, da. La Metropola TV. Am prins podiumul, cred eu. Eram favoriți, dar până la urmă e bun și locul 2 sau locul 3. Așadar, dragi prieteni, prima noastră întâlnire cu sportul din această săptămână se epuizează aici. Am avut invitați de seamă de la CSU Voluntarii, secția atletism, cu doi tineri campioni pe care cu siguranță îi vom mai revedea atât aici la Metropola TV cât și pe marile arene de atletism ale lumii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă dau întâlnire și mâine după amiază din nou aici la Metropola TV. Rămâneți cu postul nostru de televiziune.